După depunerea jurământului în funcție de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, socialdemocratul Constantin Rădulescu a vorbit despre strategia pe care o are în vedere în următorii 4 ani. Economia, turismul și infrastructura sunt doar câteva din domeniile unde conducerea județului trebuie să aibă o altă abordare pentru a atrage investitori. Județul Vâlcea, Consiliul Județean, are nevoie, în opinia noastră, de o divizie puternică de proiecte europene, de o divizie puternică a administrării spitalelor, de un compartiment puternic de gestiune a relației cu primăriile și consiliile locale și de o implicare comună în realizarea de proiecte pentru județ. Județul Vâlcea și Consiliul Județean au nevoie de o conducere care să devină ambasador pentru județul Vâlcea, nu o conducere de birou sau de tribună la diverse manifestări sau depuneri de coroane. O conducere care să trateze corect partidele politice și să schimbe dialogul între politicieni, canalizându-l spre interesul oamenilor. Consiliul Județean al elevilor trebuie să aibă un birou în clădirea Consiliului Județean, iar toți șefii structurilor de pensionari din județul Vâlcea trebuie consultați și ascultați lunar. Spitalele trebuie puse la punct, școlile și grădinițele, ca și spitalele modernizate, iar un departament de specialitate trebuie să intre în acțiune la modul real. Și sunt convins că în echipa pe care o fac împreună cu vicepreședinții Consiliului Județean vom pune în practică rapid această idee pe care v-am enunțat-o. Oamenii de afaceri trebuie consultați cu adevărat și trebuie să știm să stăm corect de vorbă cu oamenii de afaceri. De la oamenii de afaceri, de la întreprinzători, trebuie să aflăm direct ce își doresc de la administrația publică și trebuie să vedem ce condiții trebuie să creăm pentru a ajuta să creeze locuri de muncă. Cultura hrănește creierul și îl deschide, iar Consiliul Județean trebuie să sprijine la modul real și eficient cultura. Teatrul trebuie să meargă și la țară. Teatrul trebuie să fie accesibil și mobil, să iasă dintre ziduri și să se arate oamenilor cu spectacole accesibile pentru publicul larg. Ne trebuie, cred, și vom discuta despre asta împreună, vă asigur, un alt marketing cultural. Infrastructura trebuie abordată strategic ca și dezvoltare pentru a ajuta pe oameni. Centrul de dezvoltare turistică trebuie regândit și eficientizat, astfel încât investitorii să simtă că au cu cine conlucra pentru dezvoltare și servicii mai bune în turism. De asemenea, nu în ultimul rând, trebuie să sprijinim și să intervenim în parteneriat public, local, cu autoritățile locale, pentru a încuraja sportul de masă, pentru a încuraja sportul școlar. Sunt câteva dintre ideile pe care vi le-am spus. Protecția socială trebuie înțeleasă și ca gest de solidaritate, dar și ca gest de intervenție atunci când trebuie și la cei care au cea mai mare nevoie. Dacă la nivel declarativ lucrurile intră pe făgașul normal, vâlcenii așteaptă și rezultate concrete în acest sens.